Am vândut apartamentul, m-am hotărât cu copii să vând apartamentul, că îl mic avea un apartament și în mare n-avea. Și bărbatul meu ne-am despărțit și am rămas cu apartamentul, știți? Și atunci am hotărât cu copiii ca să vindem apartamentul, să iau la mare o garsonieră și mie o garsonieră, ca să fim separat. Și am vândut apartamentul, între timp am mai luat din bani, eu mi-am găsit o garsonieră și pentru urmare nu mi-a mai rămas bani ca să cumpăr, știți, totul că am dus banii. Și atunci, urmare sunt în chirie, ne-am hotărât ca să vin la azilul de bătrâni și să rămână el în apartament. A fost greu să faceți acest pas, da, la început? Foarte greu, foarte greu a fost, foarte greu, că în primul rând ne-am despărțit de apartament, după aia de garsonieră, foarte greu. Iulica, o femeie din Timișoara, a pierdut tot și a ajuns să stea la un cămin de bătrâni. După ce și-a vândut apartamentul, problemele au început să se rostogolească în viața ei, până când timișoreanca nu a mai văzut o altă ieșire din caruselul de încercări decât să meargă la un azil de bătrâni. Deși trăiește aici de peste un an, Iulica încă se gândește cu dor și regret la casa în care a trăit. Mi-e dor așa de confortul care l-am avut în apartament. Că am avut de toate și îmi pare foarte rău, dar acum e târziu. Îmi pare foarte rău că l-am vândut. N-ați mai face lucrul acesta dacă ați putea schimba? Nu aș mai face lucrul acesta. Pentru nimic în lume. Aș sta acolo în apartamentul meu, cum aș putea și n-aș mai face. Că e greu, foarte greu. A fost greu și când am plecat din apartament, greu și când am plecat din garsonieră. Dar gândul este tot acolo, acasă, la apartament. Tot la apartament, tot la apartament. Tot îl simt, îl visez. Câteodată mi-aduc aminte de lucrurile care lucram în bucătărie și... Ce să facem? În ce zonă stăteați? În Pelul Gojului. Câți ani a stat în acel apartament? 38 de ani. Cumva o viață de om toată adunată acolo, toate amintirile dumneavoastră sunt acolo. Da, toate amintirile sunt acolo, le-am lăsat în urmă. Și mi-e foarte greu. Am greu să uiți, foarte greu. Zic câteodată așa, hai să nu mă gândesc, dar nu pot. Plângeți când vă gândiți la ce a fost? Da. Plâng. Iulica ar da orice să poată schimba trecutul. Nu-i vine să creadă că a ajuns să locuiască într-un azil.